Bună ziua, sunt Patricia Podoleanu și vă prezint știrile amiezii, iată care sunt cele mai importante subiecte. Avocații lui Vlad Filat spun că fostul premier este bolnav și nu a putut fi adus astăzi la judecătorie, așa că ședința în cel de-al doilea dosar al său a fost amânată. Săptămâna viitoare, deputații blocului acum vor anunța care sunt următorii pași în vederea formării unei majorități în Parlament. Sergiu Lucinski, fiul fostului președinte Petru Lucinski, a fost condamnat la 2 ani și 4 luni de închisoare în România, fiind acuzat de șantaj. Vlad Filat este bolnav și nu a putut fi adus astăzi la judecătorie, susțin avocații săi. Din acest motiv, ședința de judecată în cel de-al doilea dosar al fostului premier a fost amânată. Apărătorii nu ne-au spus de ce suferă Filat, dar au precizat că el a suportat o intervenție medicală. Completul de judecată îi spune seria cercetare judecătorească în cauza penală în denunțirea lui Filat Vladimir Vasile în comiterea infracțiunii prevăzute de articolul 243. După ce acum două săptămâni Curtea Constituțională a respins sesizările avocaților lui Filat în cel de-al doilea dosar, astăzi s-a reluat examinarea lui. Ședința de la Judecătoria Chișinău cu sediul în sectorul Buiucani s-a fost amânată pentru că Filat nu a putut să se prezinte. Avocații lui spun că pe data de 1 aprilie acesta a suferit o intervenție medicală, iar doctorii i-ar fi recomandat o perioadă de recuperare. Astfel, următoarea ședință a fost fixată pentru 15 aprilie. De judecată, pentru că trebuie să fac o perioadă recuperatorie. Instanța a admis această cerere. De ce a avut nevoie de intervenție medicală? Nu este grav, dar va respecta. Respecta secretul medical. Acum o lună, dosarul Filat 2, în care fostul premier este acuzat de spălare de bani în proporții deosebit de mari, a fost trimis la Curtea Constituțională pentru ca magistrații să revizuiască toate probele și să ia o decizie finală. Curtea a respins sesizarea, iar decizia este fără drept de atac. Avocații fostului premier susțin că multe probe în acest dosar ar fi false. Vlad Filat se află deja de peste 3 ani în detenție, fiind condamnat la 9 ani de pușcărie pentru trafic de influență și corupere pasivă. Ilan Șor, cel care l-a denunțat recunoscând că i-a dat mită 250 de milioane de dolari, a ajuns deputat după alegerile din 24 februarie. Dosarul lui Șor se află pe rol la Curtea de Apel Cahul, care în ultimul an a amânat de nenumărate ori procesul. Deputații acum vor anunța care sunt următoarele acțiuni în vederea creării unei coaliții parlamentare abia săptămâna viitoare. Ei susțin că așteaptă ca Igor Dodon să revină de la Moscova și să-și anunțe poziția. Între timp, președinția refuză să ofere detalii despre vizită, spunând doar că este una de lucru. Declarațiile dumnealor după vizita pe care au întreprins-o, reiterăm disponibilitatea noastră de a discuta despre pachetul oligarhic, anti-oligarhic. Deocamdată, serviciul de presă al socialiștilor nu ne-a confirmat dacă și lidera fracțiunii e plecată la Moscova cu Dodon. Democrații nu comentează plecarea șefului statului acolo. Se pare că există o anumită presiune care este exercitată de către anumite elemente din Federația Rusă. L-am întrebat pe Perciun dacă s-au purtat discuții cu deputații din celelalte fracțiuni pentru susținerea candidaturilor Maiei Sandu și Andrei Năstase la fotoliile de premier și speaker. Dacă dumneavoastră ceva nu cunoașteți, este pentru că nu am făcut lucrul ăsta public. Cu alte cuvinte, tot ceea ce facem este reflectat public. Igor Dodon a chemat liderii partidelor care au acces în Parlament, cu excepția lui Șor, la consultări la președinție. După o primă rundă în care s-a întâlnit separat cu PSRM, PD și acum, el i-a invitat la negocieri comune. Vlad Plahotniuc și Zinaida Greceanu i-au mers la întâlnire, după care au spus că au găsit mai multe idei comune în programele lor. O coaliție nu a fost totuși formată. Deputații mai au aproximativ 2 luni la dispoziție pentru a alege conducerea Parlamentului și a forma un guvern. Dacă nu reușesc, șeful statului poate dizolva legislativul și anunța alegeri anticipate. Dezbaterile pe stadion și cu Iulia Timoșenko arbitru este o nouă condiție pusă de Vladimir Zelenski, care vrea ca bătălia electorală să fie moderată de fostul premier. Ви зайняли третє місце в першому турі та не підтримали жодного з кандидатів. Чи зможете ви стати гарантом чесних правил та рівних можливостей на дебатах? Pui prea multe condiții, i-a răspuns Petro Poroșenko oponentului său. Vedeți ce alte declarații au făcut cei doi candidați la funcția de președinte al Ucrainei în câteva minute.
Fiul fostului președinte Petru Lucinski, Sergiu Lucinski, a fost condamnat definitiv la 2 ani și 4 luni de închisoare cu executare într-un dosar în care este acuzat de șantaj și instigare la fals în declarații. Asta în timp ce ginerele ex-președintelui român Traian Băsescu, vizat în același dosar, a fost achitat de Înalta Curte din România. Potrivit DNA, în perioada decembrie 2014-martie 2015, Sergiu Lucinski, în complicitate cu Radu Pricop, l-a constrâns pe un om de afaceri să-i remită 4 milioane de euro, scrie presa română. După ce a mediat discuțiile dintre socialiști și democrați, Igor Dodon și-a făcut drum la Moscova. Serviciul de presă al președinției nu i-a dat detalii despre vizită. Deplasarea are loc după ce Kremlinul i-a atras atenția repetat că ar putea pierde sprijinul lui Putin dacă va admite o coaliție PSRM-PD. Șeful statului consideră totuși posibilă o astfel de alianță, vorbind despre ea în două interviuri, unul pentru un portal moldovenesc și altul pentru agenția rusă de știri TASS. În ambele interviuri, Dodon menționează 4 scenarii posibile. PSRM acum, PSRM PD, PD transfugi și anticipate. A găsit convergențe însă numai între socialiști și democrați. Socialiștii toți acești ani au avut o agendă centrată pe social și ea ar putea fi acceptată de PDM, pentru că și democrații ultimul an au avut o agendă socială destul de activă, afirmă președintele în interviul pentru Tribuna.md. Pentru agenția TASS, el doar trece în revistă posibilitățile fără să le comenteze. În cele două interviuri, Dodon abordează diferit și reacția Rusiei la evenimentele din Moldova. Dacă pentru site-ul moldovenesc el spune despre avertismentul Kremlinului lansat prin publicații ruse de a nu crea o alianță PD-PSRM că nu este vorba de ultimatum și nu credem că trebuie să ne permitem noi să punem ultimatumuri și nouă să ni se pună ultimatumuri, în interviul pentru TASS, el afirmă că autoritățile ruse niciodată nu au pus presiuni nici pe mine, nici pe socialiști. Igor Dodon a mai spus în interviul pentru Tribuna că alegerile locale din acest an ar putea să aibă loc la toamnă. Conform legii, data scrutinului trebuie stabilită de către Parlament. Dacă nu va fi creată o majoritate în legislativ, nu va avea cine face acest lucru, iar localele ar putea fi organizate concomitent cu parlamentarele anticipate. Dacă nu putem stabili data alegerilor locale, trebuie să găsim o soluție juridică prin Curtea Constituțională, care să dea aceste competențe președintelui sau guvernului, sau să prelungească mandatele aleșilor locali până, de exemplu, în septembrie-octombrie, ca alegerile locale să aibă loc odată cu alegerile parlamentare anticipate. Igor Dodon încearcă să obțină acordul Moscovei pentru a putea fi creată o coaliție între socialiști și democrați și pentru asta a plecat în Rusia. De această părere este analistul politic Veceslav Berbeca. Democrații spun că nu comentează deplasările președintelui. Socialiștii nu ne-au răspuns la telefon, iar deputații blocului acum susțin că Dodon a mers la Moscova pentru consultări. La Moscova se coace viitoarea alianță de guvernare de la Chișinău, o spun experții, care susțin că Igor Dodon vrea o aprobare din partea oficialilor ruși în acest sens. Această plecare în grabă o conectez de viitoarea coaliție care ar putea să apară între Partidul Democrat și între Partidul Socialiștilor din Republica Moldova. S-au dus la Moscova ca să aibă girul, ca să aibă lucrurile clarificate. În ce condiții, dacă participă, în ce condiții, cum să participe și care ar fi soluțiile unei coaliții de așa gen. Nu este expus, probabil că s-a dus la Moscova inclusiv să discute și despre un eventual plan care a fost semnat între PD și PSRM. Nu este exclus și un alt scenariu, crede analistul politic. În cazul în care nu se va reuși, nu vor conveni asupra unei participări cu PD, este foarte posibil să vorbim despre niște alegeri anticipate. Deputații din blocul acum spun că vizita șefului statului la Moscova nu îi surprinde. Însă cam numai încolo și călătorește. Că merge să se consulte, probabil. El acolo numai și consultă. Purtătorul de cuvânt al democraților ne-a spus că nu comentează deplasările președintelui, iar deputații socialiști nu ne-au răspuns la telefon pentru comentarii. Au furat o mașină dintr-o parcare și le-au spus polițiștilor că au vrut să se plimbe, iar acum riscă 5 ani de închisoare. Doi adolescenți au fost filmați de o cameră de supraveghere cum forțează lacătul de la ușă și împing mașina fără să pornească motorul. Proprietarul a văzut în dimineața de 1 aprilie că vazul său lipsește, iar când și-a dat seama că nu e o farsă, a sunat la poliție. Băieții de 15 și 16 ani au fost găsiți și sunt cercetați în libertate.
După ce a propus ca dezbaterile electorale să aibă loc pe terenul de fotbal, candidatul la funcția de președinte al Ucrainei, Vladimir Zelensky, a cerut Iuliei Timoshenko să fie arbitru. Fostul premier nu a reacționat deocamdată, în schimb Petro Poroshenko i-a spus actorului să nu mai pună atâtea condiții. Для уникнення підкупу, провокації, адміністративного тиску ми пропонуємо призначити окремого незалежного арбітра і ведучого для проведення дебатів. Юлія Тимошенко, ви зайняли третє місце в першому турі та не підтримали жодного з кандидатів. Чи зможете ви стати гарантом чесних правил та рівних можливостей на дебатах? Filmulețul a fost postat aseară pe pagina de Facebook a echipei lui Vladimir Zelensky. După ce i-a propus să devină moderator, actorul i-a dat Iuliei Timoshenko 24 de ore pentru a veni cu un răspuns. Fostul premier, care a candidat în primul tur al alegerilor prezidențiale și a ieșit pe locul 3, nu a reacționat deocamdată. A făcut-o însă președintele în exercițiu, Petro Poroshenko. Tot într-o înregistrare pe Facebook, acesta l-a îndemnat pe oponentul său să nu mai pună condiții. Не шукайте причин. І не ставте умов. І ніким не прикривайтеся, це некрасиво. Будьте мужиком, приходьте на дебати. Стадіон так стадіон, я чекаю. Între timp, azi dimineață, cei doi candidați au mers de analize medicale. Ambii au transmis procedurile în direct. Potrivit presei, rezultatele analizelor vor fi făcute publice în decurs de 3 zile. Expertiza medicală a fost una dintre condițiile înaintate anterior de Vladimir Zelensky. Candidate повинні обов'язково пройти медичну експертизу і довести народу, що серед них немає ні алкоголіків, ні наркоманів. Країні потрібен здоровий президент. Potrivit rezultatelor finale ale alegerilor prezidențiale de duminică, Vladimir Zelensky a obținut 30,24% din voturi, iar oponentul său, Petro Poroshenko, 15,95%. Al doilea tur de scrutin va avea loc pe data de 21 aprilie, pe stadionul olimpic de la Kiev, care are o capacitate de peste 70.000 de locuri. Geamurile unui centru pentru copii din capitală duc spre o gunoiște. Cei din administrație se plângă de ani de zile în dură mirosul insuportabil și că autoritățile nu intervin. Otrăvit? Șoarecii? Buzgani. Cum răspund responsabilii de la primărie, aflați în câteva minute. Veceslav Platon se plânge că este bolnav și că nu îi se permite să meargă la medic. El a făcut aceste declarații ieri pe holul curții de apel, unde a fost adus în cătușe. Platon s-a plâns în continuare de dureri de dinți și că nu are acces la dentist. Cei de la penitenciare ne-au spus că, de fapt, omul de afaceri ar refuza să fie consultat de medicul din închisoare. L-am întrebat pe Platon cine scrie postările pe pagina sa de Facebook. Platon a mai declarat că așa și nu a beneficiat de o întâlnire cu dentistul, iar ieri era vizibil faptul că el nu are un dinte din față. La una dintre ședințele anterioare, Platon se tot plângea că îl dor dinții și a solicitat în mod repetat să vină ambulanța, dar așa și nu i s-a oferit ajutor medical, spun avocații. La ședința de ieri, magistrații au admis recursul apărătorilor, prin care aceștia cer ca să fie audiați responsabilii de la penitenciarul numărul 13, care l-ar fi sancționat pe nedrept pe Veceslav Platon. Acum urmează ca procurorii să audieze responsabilii din penitenciar care l-ar fi sancționat pe Platon, care susține că de mai bine de 2 ani nu a primit colete de la rude. Deoarece la etapa când s-a decis respingerea neînceperea cauzei penale, nu a fost audiat nimeni. Adică au fost audiați angajații de despăntere sub formă de explicație scrisă, nu știu, nu cunoaștem de către cine, se indică numai codat, de exemplu, angajatul 07 sau 06 sau 74. Administrația Națională a Penitenciarelor susține că instituția are un medic dentist, doar că Platon a refuzat ajutorul acestuia, fără a spune din ce motive. În 2017, omul de afaceri a fost condamnat la 18 ani de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani, în proporții deosebit de mari în dosarul BEM. Ulterior, el s-a mai ales cu o pedeapsă de 12 ani de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani. Elevii liceului Bogdan Petricei cu HDU din Bălți spun că dacă vor găsi muniții de lupte neexplodate, vor face poze, dar nu le vor posta pe internet, ci le vor transmite polițiștilor. Asta le-au promis geniștilor, care au ținut ieri o lecție despre cum să reacționeze în caz că găsesc mine sau proiectile.
Elevii au avut ocazia să vadă pentru prima dată cum arată munițiile de luptă. Fetele și băieții au fost curioși să afle cât mai multe, așa că i-au luat la întrebări pe geniști. Cel mai greu din identificat e aceasta. Asta poți să pui unde vrei. Și pe unde e... O armă în șos nu. Da. Trebuie să calci cu și mai ne zici. Da, trebuie să o calci. N-are importanță și loc. Foarte. Bine, după ce calci, atunci și explodează. Da, da. Ai călcat, ar tăca piciorul, automat e deja. Dar dacă nu ridici piciorul, poate cineva să salvezi. Da. Cumva să nu. Salvează oricum explodează. Da. Geniștii i-au atenționat că atunci când găsesc obiecte asemănătoare minelor și proiectilelor să nu le atingă, sau și mai grav să le ia acasă. Foarte mulți îți deștept să mă, vor să facă bani. Și nu vă dat seama că, da, mai sunt din ăștia care fac suveniri, le vopsesc, care le place lor prin casă să mai iau, nu glumiți cu așa după asta. Odată cu trecerea anilor, aceste obiecte devin tot mai periculoase. Cât mai mult timp trece, cu atât ele mai periculoase. Da, eu? Социальные сети, я думаю, это не нужно. Предоставим фотоматериалы, в первую очередь, полиции, потому что я не думаю, что это то, чем надо хвастаться. Nu știu cum sunt făcute, dar știu că sunt foarte periculoase pentru noi, pentru că pot cauza moartea și leziuni foarte grave. Dacă găsiți o mină sau un subiect, nu vi se puneți poză pe Instagram sau Facebook? Nu, niciodată. Desigur, voi anunța de aceasta poliția, voi suna la 112 și niciodată nu voi posta aceasta pe Instagram, pentru că este un lucru banal. Это будет для меня шоком. Я не думаю, что я буду иметь шанс сфотографировать. Potrivit serviciului de presă al Ministerului Apărării, astfel de lecții se vor ține și în alte 10 licee din țară. Campania de informare are loc în contextul Zilei Internaționale pentru conștientizarea pericolului minelor antipersonal. Din 1992 și până în prezent, 23 de persoane, printre care 7 copii au murit, iar 26 au fost rănite în urma incidentelor soldate cu explozia diferitor muniții. Pentru că nu au putut împărți drumul și au împărțit pumni, doi șoferi s-au încăierat în trafic ziua în amiaza mare. Bătăușii s-au oprit abia după ce au intervenit mai mulți trecători. Chiar și așa, ei au continuat să se amenințe. Incidentul s-a produs pe o stradă din sectorul Buiucani. Potrivit martorilor, șoferul care ar fi sărit primul la bătaie l-a acuzat pe celălalt că nu i-a acordat prioritate. A treia rundă de negocieri pentru numirea noului procuror șef european a eșuat. Discuțiile au avut loc ieri și au durat o oră și jumătate. Negocierile au ajuns în impas pentru că două instituții europene și-au exprimat sprijinul pentru candidați diferiți. Parlamentul European o susține pe fosta șefă DNA din România, Laura Codruța Chioveși, iar Consiliul UE pe francezul Jean-François Bonnet. Următoarea rundă de negocieri pentru șefia parchetului european, care este și ultima, va avea loc peste 5 zile. Zeci de localnici din Căușeni au ajuns ieri la poliție, nu pentru că au comis infracțiuni, ci pentru a vedea noul sector al oamenilor legii deschis în localitate. Clădirea a fost reparată, iar polițiștii au primit birouri noi, cei drept din bani străini. Așa arată acum sectorul de poliție numărul 1 din Căușeni după ce a fost complet renovat. Ca să le fie de bun augur, polițiștii au sfințit noua clădire. Firește, oamenii legii au fost cei care s-au bucurat cel mai mult de condițiile noi din sector și spun că de acum încolo își vor face munca cu mai multă plăcere. Se așteaptă de mult de când Moldova a devenit independentă, cred că și avea renovare și avea schimbare. Sunt condiții de muncă, aș zice chiar europene, unde cetățeanul poate vii să adreseze cu orice întrebare, orice problemă. Aici vor munci 8 polițiști de sector și 3 de investigație. Suntem dotați cu calculatoare, cu informatic, totul necesar pentru a activa. Dar avem și o mică bucătărie și pentru noi. Din Banca Mondială au fost alocați 2.744.000 de lei. Aici sunt 378 de pătrați încăperile. În a doua etapă, afară o să mai fie un pavilion pentru 2 automobile, o să fie așa, cum spune, pentru copii, de un fel de sector de joacă pentru copii, o să fie pavaj, dar ia să fie atunci când o să fie iar alocați bani. Iar cu această ocazie a fost anunțată ziua ușilor deschise. Localnicii din Căușeni au venit să vadă birourile în care vor munci polițiștii. Într-adevăr, sunt niște condiții la nivel european.
Polițiștii vor fi foarte bucuroși. Venit la eveniment, șeful Inspectoratului General de Poliție, Alexandru Pânzari, s-a lăudat că asemenea sectoare vor fi deschise în mai multe raioane. Suntem la a cincea deschidere a sectoarelor noi. Menirea principală este de a amplasa polițistul să lucreze în anturaj care îi aduce o satisfacție profesională ca să presteze niște servicii adecvate. 50 de sectoare de poliție vor fi renovate până la sfârșitul anului 2020. Codul galben de înghețuri rămâne valabil pentru zona de est a țării, unde la noapte minima va ajunge până la minus 3 grade. Din cauza temperaturilor negative din ultimele zile, pomii, în special cei de cais, au înghețat, așa că la vară ar putea să nu dea roadă. Pentru a-și proteja culturile, oamenii inventează tot felul de metode. În acest an, copacul de cais din grădina mătușii Ecaterina nu va mai da niciun fruct. Dimineața, femeia a observat că florile pomului s-au uscat la nici câteva zile după ce au înflorit. Că e ea cadeam eu înghețat. Că va mai da roadă ceva? Nu, numai frunze ar să fac. Când am florit așa, m-am bucurat. Măcar o leacă, măcar să rămâiești pentru mine. Crede că dacă nu-și învelea cu niște barfe roșiile semănate, înghețau și acestea. Am semănat patlajele și ia că le apăr de muros să nu îngheț. Da. Cu ce le-a cu plioncă, cu țoluri. În acest an, caise din propria grădină nu va mânca nici vecinul mătușii Ecaterina. Noi cei vale și mai în tot anul îngheață. Am trecut ce ați cules pe ei? Nimic. Și acum, după... Acum tot așa. Florile de sezon nu au rezistat nici elegerului. Ce ani upali, o tacă năclanilis. Вот так, и уже третий день подряд наклонились до земли. Вот. А потом солнце пригрело, они поднимаются опять. Oamenii spun că satul este amplasat într-o vale, iar din această cauză temperaturile resimțite la ei sunt mai scăzute. Вода у кроликов замерзла на пол сантиметра. У нас всегда здесь мороз, наверху меньше мороза. La noapte vom avea înghețuri, în special în zona de est a țării, pentru care a fost emis cod galben, care prevede temperaturi de până la minus 3 grade. Cu gunoiul sub geam, reprezentanții unui centru comunitar pentru copii din capitală se plâng că sunt ani de zile de când sunt nevoiți să îndure mirosul insuportabil care vine de la o platformă de deșeuri aflată chiar sub ferestre. Când se încălzește, acolo se adună șobolani și țânțari. Ei susțin că, deși au cerut de nenumărate ori autorităților să mute tomberoanele, nimic nu s-a schimbat. Centrul comunitar Andreiești de pe strada Soculeni găzduiește copiii din familii sărace sau fără părinți. Instituția se află la parterul unui bloc de locuit, iar în spatele acestuia, de câțiva ani, stă o platformă improvizată de acumularea deșeurilor. Chiar sub geamul centrului comunitar stau amplasate 7 tomberoane în care locuitorii blocurilor din preajmă își aduc gunoiul. Din cauza că fereastra este veche și plină de fisuri, mirosul insuportabil pătrunde în încăperea în care copiii de la Andrieș își desfășoară activitățile. Cei care locuiesc în acest bloc spun că mirosul este greu de suportat, mai ales primăvara și vara, când se răspândește în tot cartierul. E miros insuportabil. Și când mai dănești, se apropie o grămadă și vagabon și așa mai departe. Copiii se joacă foarte aproape aici și e necesară cum să fie ordine. Deseori aleargă copiii încolo chiar și când se repet la ei. Da, pune și numai vară, gata, eu i-am. Ați otrăvit șoarecii? Uzgani. Oamenii spun că s-au plâns de mai multe ori la pretura sectorului Râșcani și la gestionarii blocului, cerându-le să mută de acolo tomberoanele. Nu mi se pare corect să fie amplasate chiar în spate, pentru că copiii frecventează, este miros urât, este miros neplăcut. Deseori sunt aruncate obiecte periculoase pentru copii. Nu vreau să mute nimeni. Șefa Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului spune că a aflat despre problemă în toamna anului trecut și că de atunci a căutat soluții. Lucia Caciuc susține că tot ce poate face este să schimbe geamurile pentru ca mirosul să nu mai pătrundă în încăperi. Nu am făcut-o până acum pentru că a fost perioada de iarnă, plus nu erau prevăzuți bani în buget. Până la Paști lucrul ăsta se va rezolva. Cei responsabili de bloc, ei ar trebui cel puțin să spele din când în când. Șeful Direcției Locativ Comunale, Ion Burdiumov, spune că nimeni nu l-a informat despre această problemă și că va căuta un alt loc pentru amenajarea unei platforme. Doamnelor și domnilor, jurnalul la miezii se încheie aici. Vă spun la revedere și vă doresc o zi bună!